Astăzi discutăm despre procesul de la sămânță la sigiliu și ce face diferența între Young Living și celelalte companii de pe piață care au venit deja și vor mai veni cu uleiuri care nici măcar nu au văzut planta. Standard peste standard face diferența. Procesul de la sămânță la sigiliu. Un proces care nu este compromis. De ce spune asta? Ca și membru Young Living, tu ai posibilitatea și ai libertatea de a merge la orice fermă din Europa, din state, din Ecuador, din Orientul Mijlociu și să vezi întreg procesul de la sămânță la sigiliu. Care companie din lume te lasă să mergi, să plantezi sau să recoltezi sau să vezi procesul? În momentul în care companiile nu te lasă, nu-ți dau acces să vezi întregul proces, este pentru că nici măcar ei nu știu la care pas uleiul lor este compromis. Pentru că unul îl însămânțează, altul îl cultivă, altul îl distilează, altul îl testează și altul îl pune în sticle și îl trimite la farmacii, la plafare, în întreaga lume. Procesul de însămânțare este un proces foarte intens și e foarte important pentru că tu vrei plante care nu sunt modificate genetice și plante care sunt vor fi plantate în terenuri care nu au insecticide, pesticide și unde burianul se scoate cu mâna, cum făceau bunicii noștri, străbunicii noștri, pentru că următorul proces de cultivare este la fel de important în ceea ce privește pregătirea solului, echilibru dintre soare și apă, controlul burianului. Standardele sunt foarte, foarte riguroase și standardele acestea sunt îndeplinite la Young Living. Distilare. Al treilea proces este procesul de distilare a plantelor, a rădăcinilor, a rășinilor, a frunzelor și așa mai departe, a florilor. Young Living este singura companie din lume, fiți atenți, care are patent pe distilarea la abur, la o temperatură și presiune mică. Repet, Young Living este singura companie din lume care are patent, are dreptul să distileze la abur, la temperatură mică și presiune joasă. Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Gary și a patentat acest proces cu mulți ani în urma companiilor care, cum am zis, au apărut ca ciupercile după ploaie pentru că ei vor să imite succesul lui Young Living, dar nu și standardul Young Living. Pentru că, apropo de asta, acum câteva săptămâni am aflat că Young Living a interzis, nu a cumpărat un ulei de la un fermier, de la o fermă parteneră, pentru că uleiul nu s-a ridicat la standardul Young Living. Fermierul respectiv a zis, dar voi aveți standarde prea înalte. Și s-a întors și a vândut uleiul unei alte companii. Nu dăm nume. Important este să știi de unde îți iei tu produsele. Acesta este cel mai important lucru despre care discutăm astăzi. Și e foarte important să știi cum distilezi ca planta să își mențină valoarea terapeutică. Pentru că sunt alte companii care distilează de până la 4 ori pentru că ei vor să extragă cât mai mult ulei. Și făcând asta, uneori ei de fapt ard uleiul. Procesul de destilare este extraordinar de important. De fapt, toate, la fiecare pas, întregul proces e foarte important, pentru că vrei să păstrezi componentele terapeutice. Da? Și pentru a mări la maxim calitatea uleiului. Testare. Fiecare ulei trece prin foarte, foarte multe, până la 15 testări. Da? În laboratorul Young Living și în laboratoare externe. Unul dintre laboratoarele care testează uleiurile noastre și se spune dacă sunt ok sau nu. Dacă vă duceți aminte, acum câțiva ani se discuta despre antrax. Unul dintre laboratoarele cu care Young Living lucrează este laboratorul pe care îl folosește și FBI. Deci, despre ce vorbim? Gary și Mary, fondatorii Young Living, știu ce fac. De ce? Pentru că au peste 30 de ani de experiență sub centură. Și dacă adun toți profesioniștii, adică toți oamenii de știință care au lucrat cu Young Living, vorbim de sute de ani de experiență. Deci nu ne jucăm. Fiecare ulei este testat, da? Și pentru a verifica fiecare constituent din uleiul respectiv. Apoi se sigilează sticluțele. Și fiecare sticlă este inspectată cu atenție. Și dacă o să vă uitați pe sticlele voastre, sunt ștanțate, pentru că fiecare sticlă primește un număr. În momentul în care sticlele individuale ajung la membrii și membrul zice: "A, da, s-a întâmplat ceva cu uleiul ăsta", atunci ei se uită exact și știu exact din ce lot este, din ce an, pentru că vin direct de la sursă și pot să controleze întreg procesul de la sămânță la sigiliu. De la sămânță la sigiliu, seed to seal, se spune în engleză, face diferența. Și de aceea, datorită acestui proces, Young Living poate să ofere cele mai bune uleiuri de pe piață cu grad terapeutic.